casă de casă, cință de persoană aleasă. Sunt trimis ca vestitor de la nost poruncitor. Primiți colinda! Slobozul e gazdă în casă, nu ne ține la fereastră. Slobozul e gazdă în dită, să vă zicem o colindă, că umblăm a colinda din la casă, la alta. Peste 300 de elevi s-au pregătit intens pentru a aduce în fața juriului și a publicului cele mai frumoase colinde și obiceiuri de Crăciun. E un festival în care dorim ca liceenii din Târgu Mureș, liceenii Târgu Mureșeni, să se întreacă în a arăta obiceiurile de iarnă, colindele vechi, să le aducem din nou în valoare. Gazda evenimentului a fost ansamblul Mureșul. Aici un juriu bine ales a notat cele mai frumoase momente. Printre cei care au dat notele au fost Rudi Moca, președintele juriului, Dorina Oprea, Diana Nițulescu, Simona Turcu și Sechereș Iliana. Departajarea este foarte, foarte greu de făcut. Pentru că, după părerea mea, se face o departajare a ceea ce înseamnă spiritualitate, a ceea ce înseamnă trăire aproape sacrală în aceste zile, este foarte greu. Dar pentru că ăsta este regulamentul, atunci departajarea încerc să o fac după originalitate, după creativitate, interpretare și implicare. Se pregătesc de mai bine de două săptămâni și sunt sigur că vor ieși câștigători. Liceul Tehnologic Gheorghe Șinca, liceul gazdă a festivalului, concurs, a pregătit momente de tradiții și obiceiuri. Vom aduce un obicei din Ardeal Capra și un obicei din Moldova Jocul Ursului. Vom avea un dans local din Bistrița, iar finalul va fi Plugușorul, pentru că trebuie să marcăm și tradiția cu privire la început de nou an. Acesta a fost doar începutul. Cei de la Liceul Tehnologic Gheorghe Șinca doresc să facă o tradiție din acest festival concurs, astfel că la anul va urma ediția cu numărul 2.